De asemenea, avem programe artistice, program sportiv, deci se desfășoară activități pentru toate categoriile în ceea ce privește populația, chiar și program specific pentru copii, program sportiv cu pros în lunga Argeșului, dar și un foarte important program artistic în piața primăriei, sâmbătă, cu participarea de excepție, începând cu ora 21, va concerta Anda. De mai mulți ani am încercat să aducem la Anda, v-am spus și cu altă ocazie să aducem la Mitești. Am căutat să aducem formații de top, reprezentanți importanți din spectrul acesta, dar Anda vine pentru prima oară și cred că conceptul va fi unul de succes. Aș vrea să vă mai spun între invitații, că noi am făcut invitații ca în fiecare an cu tuturor oficialităților de la nivel central. Începând chiar cu președintele Iohannis, care într-o discuție pe care am avut-o cu dânsul acum, o discuție pe care s-a întâmplat să am această discuție, mi-a spus că își doresc să viziteze Chiteștiul. Mi-am spus că și-a zis că merg drumul meu spre Sibiu, voi veni și la Pitești. Domnul președinte, vă așteptăm. Oricând, n-a confirmat că va veni, poate cu altă ocazie, va intra și pe la noi, prin primărie, că drumul acesta face destul de des. A confirmat însă că participă doamna prim-ministru Dăncilă, Viorica Dăncilă, ministrul de interne, doamna Carmen Dan, doamna ministru a mediului, Grațiela Gabrielescu, doamna europarlamentar, Norica Nicolae. Evident, au confirmat că vor participa un număr important de oficialități și, în ultimul rând, parlamentari. Și de Argeș și alți parlamentari, dacă vor veni, au primit invitații și sunt bineveniți, dacă vor dori să participe. Au confirmat participarea și ne-au anunțat că vor fi prezent reprezentanți ai ambasadelor, ambasadori prim, nouă ambasadori prim, dar reprezentanți ai 11 ambasade și e vorba de ambasadorul Armeniei, ambasadorul Argentinei, ambasadorul Japoniei, ambasadorul Mexicului, ambasadorul Palestinei, ambasadorul Croației, ambasadorul Israelului, ambasadorul Olandei, ambasadorul Vietnamului și nu suntem siguri dacă ambasadorul sau un important funcționar din ambasada Chinei va fi prezent. De asemenea, participă o delegație din orașul nostru, orașul împărțit cu noi, din Serbia, Cracoeva, o delegație din Beijala, din Palestina, delegație din Grecia, delegație din Olanda, care ne ajută foarte mult. Am fost și eu acolo două zile, sâmbătă și duminică, acum o lună de zile, de 14 ani. Ne ajută foarte mult la realizarea carelor alegorice cu experiența și cu materiale posibile. Unele vor fi materiale care sunt incluse în realizarea acestor trei care. Și toate lucrurile acestea le fac prin voluntariat de 14 ani. Este deja cunoscut Harm și echipa lui care vine de acolo, Anna, cu profesor, cu alți specialiști în amenajamente florale. De asemenea, va participa cu o delegație din Turcia. Din punctul acesta de vedere al invitațiilor, sperăm că vor mai veni, sunt bineveniți și sperăm că vor mai veni și alții, alte oficialități invitate și noi suntem pregătiți să așteptăm un număr cât mai mare, dar în primul rând ne-am pregătit pentru cetățenii noștri, piteșteni și argeșeni. Și se știe foarte bine că la ultimele simfonii au venit un număr foarte important de cetățeni. Mulți, foarte mulți.
și cetățeni din zonele limitrofe, din județele limitrofe, cetățeni din străinătate, pur și simplu cetățeni, sau din București. Am avut peste 100.000 de vizitatori, la ultima a fost cam 110-120.000. Estimați la ultima, la penultima, la ediția 40, ca să spun așa. Se desfășoară acest festival a florilor, se desfășoară această simfonie în, sau este inclusă în centenarul național.